Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Suntem împreună cu domnul profesor Vasile Mija, președintele CSDR Gorj, prim vicepreședinte al Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, cărui îi spunem bun venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit și mă bucur că sunt pentru prima dată aici. Da, în, în studioul de aici, dar și cu siguranță de... nu pentru ultima dată. Să sperăm. V-am invitat la această emisiune, de fapt să spunem că o pregătim de vreo săptămână, dar n-am reușit să ne întâlnim, pentru că ați mai fost dumneavoastră plecat din județ. Este un subiect la ordinea zilei, vedem că în fiecare zi apare o nouă declarație, de o parte, din partea Ministerului, ministrul Remus Pricope, în care justifică cumva, ordonanța dată pe 26 iunie, de altă parte, foștii miniștri a educației de la Miclea la ceilalți care spun că e o catastrofă noua ordonanță, că se blochează reforma. Ba, până s-a ajuns până acolo în, în care inclusiv președintele Băsescu face apel la avocatul poporului să intervină împotriva acestei ordonanțe. Eu am numit-o, bine, de comun acord, am numit-o ordonanța lămuririlor. E corectă această formulă? Nu este problema, este că nu putem la muri. <laughs> Sigur nu vă putem la muri în, în gravă pentru că uh, e și controversat acum ce se întâmplă. Polemica asta nu prea trebuie luată chiar în serios pentru că ei o fac E mai mult politică, de... nu? O fac de dragul de a o face. Ei și au criticat legea actuală, puterea că critica legea 1 cât a putut. Că n-a fost și acum așa asumă paternitatea 95% din textul legii 1. Mi se pare exagerată, nu e auto. Care primele. nu se aplică decât în mică da, măsură în legia, continuare. Da. Asta nu s legi. Asta legi născute moarte, după opinia mea, nu știu, e o expresie probabil mai proprie, uh, care nu se pot aplica. Nu se pot aplica dacă nu ai aplicat-o la ce o dai. Lasă-o, domnule, de altă dată. Și asta, ordonanța asta, cei care critică, au și un pic dreptate. Asta e o ordonanță de 34 de pagini. E greu de citit, dar de înțeles sau căutat în ea rapid să găsești ce te interesează. Păi are pe jumătate lege. legii. <gânt> exact, exact. E o lege nu are atâta. Are un preambul de vreo trei pagini, două pagini și jumătate. Pe lângă motivarea, care motivarea e încă o dată cât oricu doamna asta. Sfinești toate, dar exagerate. Sunt lucruri care se suprapun. Noi vorbeam înainte de Consiliul, componența Consiliului de Administrație și reiau în două articole pe, pe, două pagini, reiau acela text pentru învățământul de stat și pentru învățământul special, când putea să, să spună în, în, preambulul articolului acolo, învățământul de stat și învățământul special, că nu e nicio modificare în rest. E stufoasă, este, este greoaie, te trimite mereu la lege și pentru un neavenit sau nu un neavenit, un începător, un mai puțin cunoscător al legii 1, trebuie să stea cu ambele legi în față, că până la urmă și ordonanța e lege și cu legea 1, să vadă ce scrie în legea 1, ce a modificat această ordonanță. Și sunt multe, multe asemenea. Mie mi se pare foarte stufoasă și greu de, de, de înțeles. Sigur că reglementează, nu trebuie să o negăm în totalitate. Reglementează cât de cât anumite chestiuni mai vechi ale noastre, ale sindicatelor, care le-a. Uh, sunt cerințe care a, erau pe agenda însușit, sindicatelor exact, de câteva exact, de câțiva exact, ani. Exact, și le-a însușit inclusiv. Uh, Ministrul, la o întâlnire cu ministrul, a, a stat șase ore cu noi, cred că e primul ministru care a stat de vorbă șase ore cu sindicatele, cu federația noastră și a avut... Că... Bine, federația reprezentativă, pentru că e, sunt exact, două, trei... Exact, și deja este subțiază de celelalte, poate ușor, ușor, prin dispariția unora se coagulează de mișcarea sindicală. El a avut atunci ministrul, lângă el a avut pe doamna Preoteasa, care acum e secretar de și care, după opinia mea, în Ministerul Învățământului e cel mai avizat om pe probleme de învățământ uh, preuniversitar, așa cum spuneam odată, că am mai făcut noi emisiuni la alte studiouri de domnul Molan. Acum, cam așa spunem noi, cel puțin eu, care o cunosc foarte bine despre doamna preoteasă. Și a fost, bineînțeles. Și, și partea, are și origini gorjene, cu atât are, mai bine. Are are, are origini da. gorjene. A fost prezentă la un simpozion național de anul după învățământul da. special, când răspundeam spuneam de învățământul special. Și m-am bucurat, normal. Era un director general de minister cu și nu-și cu o experiență foarte mare. Sigur. Mar. Și a mai fost doamna Corina Marin, că era cu, pe probleme de cadre. Și au stat de vorbă fantastic. Deci a luat punct cu punct toate alianțele noastre, vreo 22, dacă bine mi-amintesc, și punct cu punct am discutat cu dumnealui. Unele au nu s-a hazardat să promită unele nu nu era sigur pe el, unele a avut alte opinii decât noi, deci cel puțin în întâlnirea aia mi-a plăcut de, de poziția dumnealui. Dar asta mi se pare și mie foarte stufoasă foarte sufoasă și nu în totalitate cum ne-am cam înțeles noi cu ei. Da, deci lămurește sau nu cât de cât sistemul cât de sau cât legea asta 1 pe 2011 care ne dă atâta bătaie de, probleme, de cap? probleme da, anumite problemele le lămurește anumite, dar unele le, le, le rămân în uh, suspans. O să le luăm pe rând, dar înainte de asta, una din acuzații de cele mai mari mai ales după ce federațiile sindicale din învățământ au salutat totuși apariția acestei legi, și normal unele lucruri s-au rezolvat după ce s-a cerut de foarte mult timp. Se numește că asta ar fi o ordonanță care sindicalizează învățământul din România. Este o acuzație care a apărut mai ales la opoziția politică, să spunem așa. Nu mi se pare corect nu, o asemenea secțiune? Nu mi se pare. Probabil ei mai mult, ei citează aici, fiind și stufoasă, la fiecare problemă automat citează sindicatele, că participă, că sunt invitați la consiliul administrației. une. erau și până acum invitați. Și e un, un proces normal, e, democratic. Este, la la urmă. Normal, da, nu văd de ce critică. Probabil că le-a sărit în ochi că peste tot scrie treaba asta. E foarte bine că unii nu înțelegeau, uh, unii eludau sindicatele. Până la urmă, sindicatele, uh, cu mine, fără mine, cu cei care sunt acum sau cu viitorii, uh, sunt o instituție. Eu, eu, poate dacă vreți, să uh, între puținele instituții democratice care au apărut, reale, care au apărut după evenimentele din 89. Și, uh, s convins probabil și ei că noi nu vrem altceva decât bine învățământului. Toți și noi și patronatul din învățământ vrem același lucru. Numai că uneori uh, anumite persoane din minister probabil forțează uh, niște chestiuni, avem putere de decizie care nu sunt pe placul vă numai cât au încercat să schimbe o dată structura unui școlar. O chestiune importantă, dar nu știu cum să spun. Nu era așa de, 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 de presantă pentru cineva să schimbe structura. Ne-am sesizat, au revenit și au dat seama că vrem binele. Bănuiesc că aici din cauza asta au nominalizat, au concretizat la fiecare problematică participarea sindicatelor. Da, pentru că știu poate mai bine ce se întâmplă în sistem decât un profesor universitar e, care nu prea știe ce se întâmplă exact, în preuniversitar. Și suntem mereu prezenți aici că noi nu am niciodată de învățământ. Da, niciodată să fim în drepti, însă acuzațiile în general vin... Să spunem așa, miza este în universități, unde, într-adevăr, cred că s-a sărit calul cu acei rectori pe viață și alte chestii. Da. Dar, haideți să ne întoarcem la preuniversitate, cine doare pe <laughs> noi. Și primul lucru pe care îl cereți, de, de, din momentul când s-a scos, practic, acum câțiva ani, reducerea normei cadro didactice cu vechime, cu peste 25 de ani vechime și grad 1, de la 18 la 16 ore. Deci, s-a revenit da. după, iată, după 4-5 ani, se revine la vechea formulă, deși avem o problemă. Declarația ministrului vorbea ceva de genul în care, să zicem, profesorii ar avea posibilitatea, cei în cauză, da. să și completeze veniturile cu ore suplimentare în afara normei. Ori, tot ordonanța asta ne pune și o barieră în sensul că orele de 17-18 de la 16 la 18 nu se plătesc. Deci practic acum, nu se câștigă prea soameni, mult, caștigă, da. Ba, să câștigă. Ce se întâmplă acum? Nu trebuie să fim nici absurd, dacă eu cer reducerea normei, înseamnă că am o problemă, nu? Sunt peste 25 de ani de vechime, m-am mai lăsat, nu știu, potențele Se întâmplă fizice, în învățământ, da. da. A, așa, exact. E o meserie de, de uzură, da. 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 Dacă am cerut reducerea normei cu două ore, păi înseamnă că am un motiv. Și atunci vreau după aia să nu mi-o reducă, pentru că mai vreau o suplimentare. Bun, dacă sunt în stare, atunci nu mai reduc. Fac norma didactică de mie, nu mi se pare... Chiar dacă nu sunt în consens cu anumiți colegi de-ai mei, mie mi se pare normal cum scrie acum. Dom'le, vrei reducerea 16? Nu mai vrei și ore suplimentare? Cum se întâmplă în cazul directorului? Îi dai degrevare, dar el lea tot atâta ore suplimentare pentru că ce mai îi dai degrevare? Da, corect. Aici aveți dreptate din perspectiva asta, dar atunci ce facem cu declarația domnului ministru care vorbea de faptul că profesorii au șansă să-și completeze veniturile cu aceste Haidea, ore? Își face norma fără reducere și de-a încolo completează cu o e, e un pic aceea la, așa la un mic compromis, să zicem așa, dar... Nu, în esență mă. este o mișcare bună și e cerută da, de sindicate exact. dacă țin o minte de vreo 3-4 ani. Deci, de fapt, lege, din lege, după momentul când s-a scos. Că noi da. am avut în statut, în legea 120, da. au prevăzut acest lucru. Și pe tema asta am vot niște bani prin instanțele judecătoriești, când nu ne mai... Da, s-a discutat unele din subiectele cele mai... E discutate în ultima săptămână, că am de când se dezbate această lege, se referă la consiliile de administrație, chiar la această ediție a treia a bacalaureatului, aș vrea să le luăm pe rând, pentru că sunt și controversate în același timp, una se spune și alta se scrie în ordonanță și apropo de consiliile de administrație aș vrea să o lămurim, pentru că s-a tot vorbit în momentul când ani, știți, pe legea 1 nu se da. prea funcționează cu acele treime o treime uh, administrație, treime, da, noi. da, o treime cadre didactice, o treime, o treime administrație, o treime părinți practic nu se prea putea funcționa nu exact, se prezentau, nu, era exact, foarte greu, era greu era de o administrație bormul, da. Bun, lucrurile s-au mai corectat, dar nu în totalitate se promisese undeva ca profesorii să fie totuși jumătate plus 1 sau chiar jumătate jumătate e, am zis, noi că cum cineva? Acum după ordonanța aceasta nu se lămuresc foarte mult lucrurile și vă amintesc doar că indiferent că sunt șapte, că sunt nou, că sunt 11 sau 13 membri în Consiliul de Administrație, numărul de cadre didactice, inclusiv directorul care vine da, pe aceste da, da. locuri, se încadează sub jumătate. Sub jumătate, cam 40%. Da. Aici noi așa am solicitat, am solicitat, solicitat să fim majoritari. În, să fie dascăli, majoritate. Sau măcar jumătate, da. Sau măcar jumătate, bun. A rămas în cumpănă, a fost de acord că nu, nu este funcțional, probabil, nu știu ce argumente au venit, de a ieșit în, în forma actuală această formulă. Oricum, un pic îmbunătățită față de cealaltă. Pentru că 40%... E mai mult decât 30%. Mai, mai mult decât 30% și un părinte poate vine că până la urmă e vorba de funcționalitate, că ei nu prea se amestecă. Din experiența mea de ani zile nu prea se amestecă. Nici reprezentanții uh, Consiliului Locare, nici reprezentanții primarului, nici părinții nu prea se amestecă. Păi am avut la Târgu Jiu declarații belicoase cu ghilimele de rigoare a unor consilieri care, se, deși erau prin Consiliul de Administrație, nici măcar nu știau pe unde exact, sunt și că exact, și n-au fost exact, chemați exact, la ședințe. Exact. Așa și Așa spuneau. Uneori chem și nu pot să vină. Nu da. vine Sunt ocupați, sunt mai multe consilii de administrație în același timp la care se ducă întâi. Orașul are 20 de licee, 20 de școli. aproximativ 51 că... de unități școlare e, la nivel e, exact, de din câte exact, știu eu. e da. greu să să participe. Deci era nefuncțional practic acest consiliu. Bun, în al doilea rând era o chestiune și de legalitate. Consiliile actuale care funcționează până la ordonanța asta nu sunt legale. Așa că și colega noastră care a făcut prostii în București, dacă o fi făcut, ca abar nu am, a câștigat pe viciu de formă. Deci dacă era după reglementările vechi, legea 1 le combătea. Dacă era după legea 1, nu nu veniseră regulamentele de funcționare ale lor, ale consiliului de administrație. Și uite așa ele a fost a funcționat o perioadă bună de când a apărut legea 1, a funcționat ilegal. Și orice decizie era da, nu, de nulitate în ultimul lege. an s-a funcționat nu după legea 1, ci după un ordin din 2010. Păi care, care era abrogat proțenet. de legea 1, Da, nu. care era abrogat <laughs> de legea 1. Dar știți că în învățământ mai sunt da. probleme legate de. Da, și datorită faptului că legea 1 are imperfecțiunile ei sau exact, de fapt exact. nu are metodologiile de aplicare, și de aici. Și asta oracilă că mi-ați sugerat ideea o grămadă de metodologii, asta nu e ordonanță pentru că o grămadă de metodologii, când, când le, emană acest minister la fiecare reglementare, ce? conform metodologiei emanate. Care la, nu s-a făcut. La concurs, pe nu s-a făcut. Bine, iau o limită după apariția ordonanței să le facă. Nu le vor face, dacă le luăm la rând și le scoatem și vorbim peste un an de zile, nu vor fi toate metodologiile elaborate. Urdic. Dar, dar multe, 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 multe Peste un an de zile dacă luăm de bună declarația Doamnei Caterina Andronescu Fostul ministru al educației S-ar putea să avem o nouă lege a educației Pentru că dânsa a spus la momentul când a renunțat La Parlamentul European că rămâne în țară Pentru o nouă lege a educației nu, nu, nu. Pentru alte chestii a renunțat Și știm toți, dar nu o spunem public Pentru ce a renunțat Doamna Caterina La da. Andronescu la, la Parlamentul European. Dar am putea să vedem din ce știți dumneavoastră păi, la ce nivel lege? central să mai, avem, să mai venim cu o lege care să, să mai rămurească ce? Că practic avem legea 1, avem pe această ordonanță care cuprinde păi, foarte orice multe... Păi se poate. Acum depinde de politic, pentru că fiecare își rogă paternitatea anumitei legi. Păi dar ei nu au justificarea acum. Când ministrul... Deci eu am fost la videoconferință când ministrul a spus că 75 la... Nu, 95% din textul legii 1 le aparține. Atunci ce se modifice? Ce se emane altă lege? Păi Dar astea tot declarații Celălalt, politice? celălalt astea procent de 5% care s-ar putea să fie mai mare decât la 2... da, 95. Da, da. Da. Nu, nu, Ca să facem politice, o blumă. Da. Declarații politice. Nu. Haideți să vorbim de o problemă care s-a discutat. Și asta ar, fi, da. asta ar fi o mare racilă să schimbă totul. Păi lăudăm în sistemul finlandez. pe e o lege de sute de ani. În educație nu -o schimbă nimeni, nici Or, indiferent cine vine la putere, nu schimbă legea în educație. Educația este ruptă de politic, nu ca la noi. Că la noi, noi aia am cerut treaba asta un pic de politizare a învățământului, ceea ce deocamdată nu s-a realizat și nu se încearcă. Dar se promite, totuși. <gătătă> Am înțeles. Vorbim uh, acum și se tot discută în ultimile zile de această posibilă organizare a celei de-a treia sesiuni de bacalaureat. Poate a fost și mai de actualitate în condițiile în care suntem în desfășurarea primei ediții a bacalaureatului și va urma uh, o ediție a doua, luna-august, posibil și o a treia ediție care trebuie să se organizeze în fiecare an undeva în primăvară sau februarie, martie, pe acolo. Părerea mea o vedeți și aici, necesară sau o vedeți e, 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 corect e cu două asemenea? Nu, după opinia mea. Unul, pentru că e înspre bine că mai rezolvă anumiți copii care până atunci să zicem că se mai pregătesc și mai scapă de povara că fac și povara, pregătire, da? da? să scapă de povara asta. Pe altă parte, cred că are și o parterea pentru că destul de mult o să fie care să lasă nedejdea de aceste sesiuni speciale. Deci nu mă duc acum, nu mă duc aici sau nu mă interesează, mă duc atunci, că probabil atunci aveți, domne, fiind a treia e un pic mai permisibilă cumva pentru... Nu știu, de ce cu două tăișe? Și... La, uh, 30, la 60%, Aproximativ da, procentul aproximativ, de acum, da. un 20% probabil va fi și în sesiunea următoare, deja ajungem la un 80%. În condițiile acestea, dacă privim doar la cei prezenți anul acesta, mi se pare că nu prea are obiectul. Dacă ne gândim însă la foarte mulți tineri care au rămas, de nu s-au mai înscris la bacalaureat în acest an și din da, în ultimii trei da. ani sunt vreo 200 și ceva de mii de absolvenți, practic absolvenții dintr-un an i-avem deja rămași pe din afară care nu au dat vreodată bacalaureatul, avem deja o problemă foarte mare. Păi, poate să dorește un procent, ca pe vremea lui Nianicu, de 100%, și atunci asigur că dăm sesiuni până când iau toți. Da. Bine, la fel de adevărat este că totuși 200 de mii sau peste de 200 de mii în afara sistemului în condițiile în care Uniunea Europeană ne spune nu și nu media un, unii nu-și doresc, nu doresc. Eu știu, am, chiar asta am discutat cu niște părinți care nu-și doresc copilul. Nu, nu vrea să se ducă, nu-și dorește să ia bacul. Deci a plecat să lucrează și în țară, uneva la Arad, la Oradia, și n-a să-și să ia bacul, că nu-i trebuie bacul. Deci sunt și din ăștia, de ce să excludem? Până la urmă e la o opțiune asta. După ce am, am vorbit de bacalaureat, e o măsură de care s-a tot discutat în ultimul an, un an și ceva, dar care nu se reglementase până acum revenirea clasei a noua la liceu. Vi se pare o măsură corectă? De fapt cerută de sindicate. Vă sepa... mi se pare corectă <laughs> dacă nu am cerut-o. Sau credeți că mai era de să nu, spunem așa, așa de analizat? Așa, eu aș cupla o cu demararea învățământului profesional, care mi se pare corect. Deci mi se pare corect și una și alta, dar am în două cuplate. Cu învățământul profesional după clasa a opta, nu să-l bagi în clasa a noua, după aia să, cu gânduri și cu IFOS de liceu să trezește între 10 la profesional. Adică nu se mai trezește între 10, să trezește la profesional. Eu zic că asta e o măsură bună pe care noi chiar am cerut-o și chiar cred că e îmbrățișată de, de lume. Da, da, noi aici am pus carul înaintea boilor, cum se spune, în sensul că la acest moment pentru învățământul profesional optează doar cei care doresc. Deși avem în continuare cei care merg la liceu cu medie sub 5%. Nu era mai normal ca cel care, să zicem, nu promovează evaluarea națională să, să meargă cum se făcea acum câțiva ani, până prin 2009, cred, da, să meargă spre învățământul aici profesional. Hai să zicem o perioadă de trecere, așa e normal. Deci normal am văzut la liceu să meargă un pic copilașii mai buni sau mă rog, care au un succes adecvat studiilor respective, iar dincolo să meargă copilașii care au ghinion, care au poate o situație materială mai precară, pot să fie bun copii și pe vremea mea sau cea la personală copii buni, cu o situație materială mai precară sau asta era concepția părinților, te duci să te faci miner, ce să te faci tu... La, ce să dai? la facultate nu aveau bani să-l țină sau dacă chiar îl țineau uh, condiționat cu tot felul de contracte și la școala profesională aveam exemple când părintele făcea contract cu școala, dacă copilul lui nu respectă contractul de 5 ani în producție, să plătească el școala profesională, că acolo se făceau cheltuiele, deci învățământul profesional era gratuit. Și asta era un punct de atracție, pentru, mai ales pentru o parte din copiii la țară care erau de o stare materială mai precară un pic. Avem aici o problemă care s-a tot discutat și ea, dar care rămăsese cumva în coadă de pește, deși aveam învățători și unii foarte buni, undeva la, practic în plenitudinea forțelor, undeva la în jur de 40 de ani absolvenți de învățământ pe, de liceu pedagogic, cum se făcea odată, deci da, profesional, da. și care erau obligați, Majoritatea au făcut, să zicem, o formă de învățământ superior, dar erau destul de mulți, chiar la nivel de țară, e vorba de câteva zeci de mii, da. care nu absolviseră învățământ superior, deși niște dascăl foarte buni și care, ale legea 1 le punea un termen prin care trebuia să-și facă învățământul superior, chiar dacă nu aveau banii necesari sau ceva de acest gen. Da. Știu că sindicatele solicitaseră de mai mult timp acest lucru, ca aceste meserii educatoare, învățători, să rămână în nomenclator și. Practic, se scoseseră în urmă cu câteva luni sau un an și ceva, da, da, și nu mai exista de meseria de educatoare și de dascăl. Iată că această ordonanță revine cumva exact. să facă dreptate. Era o greșeală. Era o greșeală mare pentru că adevărat, îmi cer scuze la colegii noștri care ați venit altfel, nu înseamnă că nu-ți valoroși, dar adevărat, dascăli îi făcea învățământul pedagogic. Ăsta îi făcea adevărat, dascăli dacă vă aduceți aminte. Era concurența de admitere cea mai mare. Păi una de asta și vă spuneam, apropo de clasa nouă și toate celelalte, deci ce bătaie era pe locurile exact, la pedagogie? Exact, și, și ca să devină cea mai prost plătită meserie și absolut neatractivă din punct de vedere profesional. Și doar unii care erau mai pasioniați din cauza asta se și justifică îmbătrânirea forței de muncă în acest, de acest gen. Bine, s-au desfințat și școlile adevărat, dar nu au mai fost atractive. Adică te duci tu ca un elev fanion a unei școli, te duci la pedagogic și după aia te trezești că nu, nu, ai din ce trăi când să exersezi profesia. Cred că aici s-a făcut o dreptate pentru oamenii ăștia și se pare că un pic s-a abia înviorat și învățământul pedagogic. Școlile pedagogice de altă dată se vor înviora, ceea ce, după opinia mea, nu este rău. Pentru că acolo, printre altele, trebuie să ai și niște aptitudini de muzică, deci niște calități mai aparte. Nu oricine poate deveni învățător sau că-și dorește sau pur și simplu că nu are altă șansă. Aici trebuie să ai niște aptitudini. E nevoie eu... de vocație. Deci, acela ce la exact. noi în ultimii ani nu s-a mai prea pus din referințe. Da. da. Nu s-a mai ținut cont de vocația omului. Da. Păi da, pe vremea mea, am spus-o și cu altă ocazie, nu să știau, cele mai căutate meserie era medicina și învățământ. În inginer economiști, asta sau economiști bine, a apărut foarte târziu, dar nu asta era, pentru că nu, nu erau atractive din punct de vedere al muncii, al condițiilor de muncă. Și banii nu erau o diferență ca acum, atât de mare. Sigur că s-au dar atunci erau împărțite, deci nu pe meserii venise retribuirea oamenilor, venise pe gradul unităților. Erau unitățile, de exemplu, mineritul era de grad 0 și același inginer la lapte avea un salariu, același inginer la minerit avea alt salariu și din cauza asta bănuiesc eu, dar toată lumea asta vedea cum era considerat odată, și cum se spune, în sat cei doi, preotul și dascălul. ăștia erau cei care erau fruntea satului. Și toată lumea căuta învățământ sau toată lumea. Marea majoritate învățământ și uh, medic sau medicină. Ei, aici trebuia să ai o vocație. Eu am spus o iar și în cer scuze dacă cineva m-a ascultat, eu când am luat la facultate, când am luat la liceu, erau două licee în jumătate. Și populația școlară era mai mică, adevărat, dar nu chiar la diferența asta. Eu când am luat la liceu, îmi ziceau bătrânii domnule student. Și când am luat la facultate, mă semnam profesor, doctor, docent, nici nu știam ce înseamnă aia. Terminat în liceu, dar mi se părea mie funcția supremă în învățământ și asta o semnam. Habar n aveam ce aia. Dar... Acum nu mai. Acum să duc la învățământ, din păcate, cei care îl folosesc ca o rampă sau care n-au altă soluție. Da, sunt, sunt și aceste probleme. Haideți să vorbim mai departe. De o, aveți o doleanță a sindicatelor de mai mult timp. A fost cumva și această ordonanță amintește de cerința dumneavoastră, însă ar fi bine să o discutăm puțin, pentru că, în momentul de față, practic, Ministerul vine cu o corectură. Aceeași cerut dumneavoastră. Deci sindicatele au cerut ca alegerea directorului să vină la școală, să profesor, directorul să fie ales în Consiliul Profesoral de către candidat să dea concursul la școală. Noua ordonanță ne întoarce din nou spre inspectoratele școlare. Personal, având în vedere că cum funcționarea între comunitățile locale care erau implicate primările și școală și relațiile din consiliul de administrație în general și în consiliul Profesoral, cred că mai corectă e varianta ministerului decât varianta sindicatelor. Aș vrea să mi aduceți argumente păi nu, în această idee. Uh, da, uh, nu, uh, ce se întâmplă? Nu am cerut concurs la școală. Am cerut să fie propus, deci de consiliul de -aia. A, asta, da, e corect deci, și mi se arată, pare, da. Deci, nu pus noi politică, știm, vrem noi exact, că el la noi exact, membru. Un... Da, la... Or, în, în Consiliul Profesoral, într-o școală, oamenii se cunosc. Se cunosc. Ei, din păcate, nu totdeauna își doresc cei buni. Pentru că a fi bun director nu înseamnă că ești și bun profesional. Sau, deci, ești un administrator până la urmă, și a fost cândva o idee ca administratorul să fie în afara școlii. A fost și o idee genul asta nu știu cât era de bună sau de rea, dar a fost aceeași... În medicină s-a dovedit ineficient, așa că... Să e, ieși aici. Da. Eu sunt pentru organizarea concursului așa cum a fost la nivelul inspectoratului școlar, Pentru că e mai unitar, mai altceva, e... cum să spun... Dispar patimile portumare. locale, practic. Exact, 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 exact. Subiectivismul este un pic mai mic. Racii la care e la inspectorat, pentru care noi n-am dorit, a fost influența politicului. Pentru că, din păcate, noi știm cum să dau concursurile și alte. Și tot politicurile. eu am avut o situație când am fost la o sesiune de de concurs de director la inspectorat, când pur și simplu oameni care erau, au, au, fost la un interviu super, erau resmiși că nu erau membrii partid. Nu se spunea asta cu voce tare. Dar era o respins, respins fără să ni se spună că până la urmă să vedem că aduce un om uh, implicat uh, politic. Ceea ce e o chestie foarte urâtă. E urâtă pentru că nu. Dacă ar coincide faptul că ăla e și bun, să rămână așa o zambilă. Deci toată treaba aici este să excludă politicul din învățământ, ceea ce cred că nu, nu va fi apropiat... Da, nu păi... va fi rezolvată apropiată, în viitor apropiat. Da, e o problemă legată de acest lucru pentru că avem o lungă tradiție în care școala a fost cotropită, am putea spune, de politic, perioada interbelică la care ne raportăm, și în care totdeauna funcțiile acestea de conducere, de la inspector, revizor, cum erau un pe da, vremuri, da. la directorii de școli, învățătorii, de altă dată, că așa erau școlile atunci, erau puși politic. E, din această, dacă s-ar reuși scoaterea politicii din școli, cred că lucrurile ar evolua mai bine, deși poate există, să zicem, tendințe în această, în această atunci, direcție. A, atunci a avut o parte bună. De ce? Pentru că se recunoștea această chestiune și nu-și punea polile în cap, să zicem, pe românești. Nu ce vin eu și încep să dau un șomâcu că are freza pe dreapta, nu să o aibă pe stânga, că azi barberii mai și așa mustață și așa mai departe. Dacă s recunoaște politicul, am stat de vorbă cu oameni care au trăit în bătrâni, care au trăit în dascări. Și spunea clar, dar ei nu se certau, nu-și puneau poalele în cap. Veneau liberarii, colegul lui, fratele lui, cumnatul, vecinul era liberal, lua cheile și da cheile. Nu îi spunea că a fost rău, că el n-a făcut nimic, că el a făcut nu știu ce afaceri, că până naiba. Acum, asta e cel mai rău polemica asta, pentru că noi ne ocupăm de politică și nu avem timp să facem nici probleme de administrație, nici probleme profesionale. Păi noi, câțiva ani de zile, când vine o nouă guvernare, vorbim de moștenirea trecutului și până rezolvăm moștenirea trecutului, deja se schimbă și suntem noi moștenire pentru următoarea perioadă. mai... Și dacă ar fi politic, asta să se recunoască că e politic și atunci nu are nimeni nicio problemă. Da, domnule, au venit ei mei la putere, eu sunt director pe o perioadă. vin ai tăi, te duci tu, nu ne certăm, Bun. nu ne... Așteptând de câțiva ani, practic, din câte știu eu, ultimile concursuri în învățământ s-au dat în anul 2010, cred sau 2009, 2009 așa, practic nu mai e nimeni în învățământul și în învățământul gorjean, dar și în învățământul din întreaga țară, că situația e la, la nivel de țară cu concurs, nici la nivelul directorilor de școli, nici la nivelul inspectorilor, șoar, cu atât mai puțin din cazul inspectorilor generali ajunți și inspectorilor generali plini e, să zicem sau ne dați o veste acum din ce știți dumneavoastră, din negocierile cu Ministerul, anul școlar 2014-2015 să marcheze rezolvarea acestei probleme în sensul că vom avea concursuri pentru aceste funcții? Avem promisiunea de la ministru că da. Deci până pe 31 august să demareze concursurile cu directorii, pentru că până la urmă ești nesiguri. Fiind nesiguri pe ei, nici nu fac treaba sunt la cheremul inspectoratului, că îi schimbă azi, îi schimbă mâine, mai greu îi schimbă dacă am un contract managerial, chiar dacă, să zicem, sunt uh, uh, niște vânători de, de greșeli. Că, până la urmă, omul care muncește mai greșește importante cât și cum greșește. Ei, și greșeala să nu devine obișnuință, că nu mai e greșeală. Ei, fiind sigur noi am solicitat acest lucru. Miramaș că se va rezolva... De ce? Pentru că s-ar putea să ștepte alegerile celelalte. Că eu bănuiesc că din cauza acestor schimbări politice, nu s-au umblat la aceste concurse. L au pus pe cine au vrut, că mai ușor îi pui cu delegație, la concurs ai surpriză, vine altul și se pe al tău Și atunci, sigur că nu-ți convine și s-a amânat voit toată treaba asta. Acum avem promisiuni că se va începe cu, dar o să înceapă, să trebuia să înceapă cu inspectorii generali ca să aibă ei competență, că ei n-au competență acum să uh, organizeze un concurs. Că doar Atât timp cât nu, nu, nu au concursul dat. Nu au concurs, da, deci nu au nici un contract managerial cu ministerul, nu au nimic, și e mai complicat și trebuie luată de data asta de sus în jos. Dar, acum 2 ani, în anul 2012, se vorbea pentru toamna lui 2012 că vom avea primele concursuri, pornind în această da, ordine, da. inspector general, inspector, da, director da. de școli. Practic nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat și acum putem ne așteptăm, nu știu dacă sunt chiar surprize, poate că nu sunt chiar surpriză să nu se ține de cuvânt ministru, dar după cum am văzut eu, se cam ține de cuvânt. Deci... Bănuiesc că are un pic de verticalitate și uh, încearcă să regleze anumite lucruri. Pentru că noi le-am imputat acum, când au fost campaniile cu alegeri, și la ei noștri care au venit prin județ, că existau cu probleme în această lege care puteau fi reglate fără bani, că totul pleacă de la bani. Fără bani, de exemplu, Consiliul Administrației putea fi reglat fără niciun ban. Nu s-a reglat nimic. Și, culmea, am avut surpriza cei care... Discutam cu ei să se arate mirați, că nu au știut așa ceva, că ei se implică de acum acolo. Da, e un, un lucru. Iată că poate totuși nu s-au lăm, lămurit unele chestii din învățământ, și poate de cei din afară văd lucrurile altfel sau nu au informațiile totale. Da. Că dăm pe școală, dar de multe ori e... E, Exact, asta noi suntem specialiști români de a da vina pe altul. Nu știți cu cele triplicule, cu uniștilor. Așa, să dai vina pe altul totdeauna. Nu numai tu să nu fii vinovat. Deci, spuneați că sunt șanse să fie concursul de în da, acest ne -a an. Promis, ne-a promis că demarează această treabă, pentru că m-au ei deja, că așa ne-au și mereu ne amețesc când îi luăm cu promisiunile din campania electorală, că vezi, doamne, n-a trecut decât atâta și că mai urmează atâta. Și... Da, avem o serie de mesaje, o să vreau să răspundem pe cât posibil Dacă la ele. Da. Cineva vă întreabă, domnule Mija, am tot văzut diverse măsuri, dar salariile când cresc? <laughs> e greu de spus. E greu de spus și e foarte greu de imaginat că nu crezi. De ce? Pentru că salariul mediu pe economie crește. Bun, salariul mediu când crește pe economie ar trebui să regăsească și la bugetari cu cota parte, nu știu, procentul ăla, 2 lei, 10 lei, câte Dar se pare că aceea nu. Încearcă alte venituri, ministru, încearcă alte subterfugii să rețină și pentru telespectatorul noastră să rețină banii care au, dat, au fost dați pentru, prin instanțe, câștigați prin instanțe și îți bani mulți. Și se adauge la buget în așa fel încât să găsească niște subterfugi pentru a crește cât de cât veniturile, deci nu salariile. Nu ne-a promis nimic cu salariile, veniturile. Și prin aceste forme de pregătiri pentru examene, pentru bac, pentru concursuri și pentru alte, și prin alte forme. Dar de salarii nu e vorba, deocamdată să mărească nimic. Am înțeles cineva vă spune o să fie director cine trebuie, nu cine merită. Unde mai e descentralizarea? Și aici e o problemă. Are dreptate. Are dreptate, e clar că are dreptate. Și cam așa se întâmplă la ora actuală, este cine trebuie, nu cine merită. Așa, vă întreabă cineva de locurile de vacanță. Cred că de concedii, bilete de vacanță da, bilete. prin sindicate, ceva de genul ăsta. Păi nu -a a, a, aici la a, a, chiar merită o lămurire. Deci biletele de odihnă subvenționate de stat au dispărut odată cu restricțiile puse de guvernul Boc. De atunci nu ne-au mai dat bilete subvenționate. Dar în același timp avem bilete negociate, bilete, locuri în stațiuni negociate de sindicate sau în spațiile proprii ale sindicatelor, care sunt cu puțin el mai mic decât celelalte. Nu mult, dar un pic mai mic decât celelalte. Deci nu se merge bine și condițiile saltele decât la care era subvenționate, dar din păcate subvenția nu mai e. Și cred că nu va mai reveni, că nici în afară nu se practică treaba asta, se practică mai mult o formă de compensare a acestor drepturi și cine vrea să duce, cine nu, nu se duce. Adică, să zicem, sub formă de primă de vacanță, sau prin salarii ar trebui, normal, protecția socială într-un stat de drept se asigură prin salarizare, nu prin pomeni electorale. Da, vă întreabă cineva și cred că e același telespectator, ia să vedem, da, e același telespectator, nu, vă întreabă din aceste tichete de vacanță ale guvernului ce știți despre ele și dacă se aplică pentru învățământ. Nu, nu știu mare lucru și aproape sigur, din păcate, nu se aplică pentru învățământ. Da, e vorba de niște bani care nu sunt în momentul de față în exact, bugetele exact, unităților. Exact, deci da, a fost tot așa, e mult zgomot exact, pentru nimic, practic. Da, exact. Eu fac furtună în paharul cu apă. Vă mai întreabă cineva, într-un ultim mesaj intrat. De fapt, acesta a fost primul mesaj venit astăzi, da, venitor din a venit ordinea inversă. Domnule președinte, când se vor uni toate sindicatele din educație? Acum nu știu dacă se referă la cele de la Gorș, că și aici avem o problemă, da, sau da, la cele da, la da, nivel da, național? Da, 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 da. Practic, la da. nivel național nu mai sunt decât trei federații și de care două pe preuniversitar. E, două în preuniversitar, dar Și acum, de exemplu, la FSLE, la noi a venit Sibiu cu vreo 7.000 de oameni de la FEN. E, ce se întâmplă? Din păcate, eu sunt orgolii aici. Bine ar fi unificat. Pe o parte. Pe altă parte, alte guri vorbesc că e foarte bine și așa, că sunt două, trei sindicate în același sector sau în același mă rog, sector de activitate, pentru că e democratic așa. Și, și există și o competiție. Da, e o și o competiție și dacă vreți și o coastă și aaltă a patronatului încolțită, nu știu, eu aș vedea, eu văd beneficii benefică unificare. Deci, din păcate, vorbim inclusiv la noi la Gorj și nu numai la Gorj, din păcate și în unele școli sunt două sindicate, ceea ce nu mi se pare absolut normal, pentru că lupta sindicală nu este unitară. Unii vorbesc drag ca ca știu ca știu. Haideți să ne întoarcem, mai ales că mai avem, mai avem câteva minute. E vorba de organizarea concursurilor pentru postul din învățământ. Și uh, vă știți că s-a tot uh, oscilat între organizarea la nivelul școlii, la uh, nivelul inspectoratelor, la nivelul unor, uh, mai multor școli, pe un fel de consorții sau ceva de acest gen. Ordonanța de acum, uh, practic, uh, preia, să spunem așa, limbajul acela din lege, dar nu ne lămurește cum va fi. Da, consultare, nu știu ce, dar, uh, practic, or, concursul rămâne cel centralizat subiectele rămân centralizate, rămâne concursul centralizat, nu spune nimic de corectarea lucrărilor, absolut nimic, decât organizarea, că da. e practic sarcile inspectoratului și așa. ce, aici, ce am sezizat eu aici în legătură cu învățământul preuniversitar particular. Pentru că înainte de vreme, și am avut situații concrete la Motru, colegii noștri din învățământul de particular, aveau voie la mișcarea cadelor să se ducă în mult de masă sau dacă cum s-a desințat la motul, s-a desințat, a fost o confesională, nici o școală și n-am avut subvenții, mă rog, s-a desințat și au revenit. Au fost și acolo discuții, că unii au venit pentru un concurs mai ușor sau mai formal, unii nu știu ce. Ei, aici, deci aveau o dreptul după lege să vină. Aici nu le mai dă dreptul, numai dacă au participat cândva la concursul național. La concurs național, da. Bine, acum, că de asta vreau să vă întreb și știți ce remarcasem noi apropo de metodologie, se spune, conform unei metodologii cadru elaborate de Ministerul Educației da, Naționale. Da. Deci aceeași metodologie pe care nu se știe că o să o avem. Exact, sunt multe. Deci, notațiile, eu am zis că le scot, acum n-am <coughs> avut timp, dar le scot metodologiile pe fiecare să vede că și după lege le-am scos. Am scos după lege metodologiile, pe nou nu s-au ținut de cuvânt deloc. Regulamentul de funcționare al învățământului pe Nu există. Acum... Cu cadrele didactice, cu personal didactic nedidactic, pardon, nu s-a rezolvat nimic. Doar îi trimite că merg după legea 53, dar lui el trebuia să, facă, să, să le facă normele. Nu mai sunt de actualitate, sunt foarte vechi. Și cineva din Ministerul Voinescu pe vremea spunea domnule, nu le refacem că pierdem și ce avem. Acum nu mai e valabilă treaba asta. Ar trebui să facă, să pună la muncă. Au timp, n au timp, nu le urmăresc. Eu vă spun că din lege le-am scos, deci le-am chiar atașate la legea, la uh, exemplarul meu de lucru. Uh, le-am atașate cât metodologici cu termene cu tot. Aici nici nu dă termen. Nu dă niciun termen. Dacă vă uitați aceea de elaborarea metodologic metodologiile elaborate, conform Bine, elaborate teoretic această ordonanță ar trebui să fie dezbătută în Parlament în următoarele șase luni. Deci, așa este legea. Deci peste șase luni, cel târziu, ca termen, ar trebui să le avem. Da, ar trebui Dar să le avem la fel de adevărat este că avem ordonanțe în vigoare care merg așa de câțiva ani Sau Într-o reactualizează textul da. și mai dă o ordonanță. Pe da. El. Așa cum am făcut cu eșalonarea pe hotărurile. A, vă întreba cineva și n-am apucat să vi-l citesc pe acela, acum am o să aminte de el, de evaluarea cadrelor didactice. Uh, și, în același timp, uh, aș, uh, apropo de posturi, pentru că am vorbit mai devreme, un alt mesaj, vă, vă întreabă așa: titulari în sistem sau la unitate? Cu cine se încheie contractul? Apropo de noua ordonanță. Scrie, nu? Asta o explicitează. Deci, titular în sistem, scrie precis. Titular în învățământul de stat, învățământul preuniversitar 2. Uh, era, care era aspectul al doilea? Uh, nu mai o secundă. Uh. Așa? Cu cine se încheie contractul? Cu directorul școlii. Lămurită că nici până acum nu știam cine e partea contractuală, că e inspectoratul, că nu știu ce. Acum ordonanța stipulează clar cu directorul unității. La asta, bineînțeles, în urma ordinului emis de inspectoratul școlar. Dar până acum se dau un fel de delegație la director, un puternicire. O... Directorul era un fel de apendic al inspectoratului școlar. Dar acum spune clar în ordonanță cu directorul școlii. Da, okay. acum rămâne o problemă pentru că se păstrează titulatura în sistem. În condițiile în care tu închei contractul de muncă cu directorul școlii de la oriunde, de la da. Săcelu, de la Novaci, da? da? Ce facem că în momentul când tu practic tu pleci din sistemul sau din școala respectivă și ești pleci titular pe în... sistem? Rămâne în sistem. Exact ceea ce se întâmplă acum. Exact ceea ce se întâmplă. Dacă e o restricție... Nu, în dar, îngere... mă, normal, trebuie că contractul ar trebui încheiat în continuare tot cu inspectoratul, cu ăsta în condițiile în care ești titular pe sistem și da. nu pe școala nu, respectivă. Nu, păi, dar ăsta să încheie contractul de către director, care da, este ordinul emis de Inspectoratul Școlar, unde spune că ești titular, nu știu ce, ce nu? Sunt acum, suntem într-o perioadă în care se face evaluarea cadrului didactice. Se încerca să introducem unui nou ordin, după cum știți, care între timp fiind dat foarte târziu, s-a renunțat la el și va fi aplicat din anul școlar următor. Cum vedeți evaluarea cadrului didactice? Și vă întreb într-un paradox, pe undeva putem să evaluăm cadre didactice sau o parte a cadrelor didactice pentru prestația copiilor, să spunem, la evaluarea națională sau la evaluările de la a doua, a patra, a șasea sau bacalaureat și pe alții în alt fel pentru că, de exemplu, materiile respective, disciplinele respective n-au fost prinse în evaluările care că, se dau. Cum să spun, la noi la, la cadrele didactice destul de complicat de evaluarea. Asta nu înseamnă că e imposibil. Trebuie încercat să încercat. Deja s-a făcut de evaluări. Evaluarea trebuie făcută în general. Deci, sub toate aspectele activității, inclusiv, dacă vreți, pentru munca extrașcolară. Ce se întâmplă? E foarte greu să evalueze un cadru didactic după rezultatele obținute de copil. Spun ceva, este un punct, dar acest scop, eu, dacă sunt profesor la o clasă, nu fac nimic, iar copilul meu vine și face cu dumneavoastră acasă meditații, cui dați rezultatul? El are rezultate. Eu nu fac nimic la clasă. Și au fost cazuri în cu joc, cazuri concrete, nu-mi place să le dau pe sticlă, dar au fost când profesor nu făcea nimic la clasă, dar avea extrem de bune rezultate. Pentru la... că le făceau cu banii e, părinții. Exact, exact. E, e un pic complicat, dar nu e imposibil. Nu e imposibil pentru că evaluarea îți face o complexă, deci se ia și în calcul și acestea, dar uneva se exagerează și la economia fișei de gradații și economia fișei pentru restrângeri, un pic se cam exagerează acestea, că exact cum sărăși noastre sunt discipline care nu au... Dar nu au reperele pe, pe care exact, să te poți baza da, într-o evaluare. Sau anumite discipline să le oprezi la un anumit stadiu, de exemplu, geografia se oprește la clasa 8 -a cu. Istoria și, și, celelalte, și celelalte, da. Și celelalte și nu poți. Deci, de asta să fac. Nu, e, e greu de făcut o farmacie aici. E foarte greu de făcut o farmacie. Că eu știu cu anii în urmă că s-a discutat problema unui director de vază din Târgu Jiu, a avut ceva probleme. Că să-i la calificativ bine. A avut ceva probleme. Bun. Dar îi dai la din ăla, care nu a avut nicio problemă și are, să zicem, patru clase, mare două primare comasate și mare două la gimnaziu tot comasate și dai foarte bine că la n-are nicio n, -a, n -a bateri, nicio prostie și mi se pare incorrectă treaba. Deci problema este mai amplă și laborioasă și trebuie discutată de la caz la caz și a, asta impune în primul rând seriozitate din partea evaluatorilor. Din păcate la noi nepotismul primează. În concluzie, ordonanța lămurilor mai are, deci mai așteptăm nu, nu puteam, o ordonanță nu, care să lămurească, nu, să lămurească ce lucrurile da. pentru că nu, Și domne, foarte greoaie, e foarte greoaie de urmărit. Spun că un om care nu știe celelalte legi, că nu le știu toți. Asta e fiecare, unul știe matematic, altul român nu știe legislație, legislație. Știu anumite persoane. Da, avem aici cu asta și încheiem încă un mesaj pentru domnul Mija. Faceți o invitație la Unirea Sindicatelor din Gor, spune cineva. Oh, da, am făcut o, dar am făcut-o și scris de atâtea ori. Să dea Dumnezeu să ne unim pentru că am fost uniți și aveam un cuvânt de spus și eram și ascultați, nu să știți bine pe vremea lui Cornea și spunea sindicatul din Gorj este ascultat, este băgat în seamă. Păi eram 6000 de oameni, acum nu mai sunt, 5000 de toți. Dar eram cinci mii de oameni când te duceai în federație și dai cu un masă, reprezentai 5000. mii. Acum te duci cu 3000, mii, ai cu 2000, stai în colțul tău și te duci la sindicalețele. Bine ar fi să se unească de dragul muncii sindicale și a reușitelor cu acest gând de optimism, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această cu multă emisiune. Plăciere, cu multă plăcere. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Mulțumim de atenție. La revedere.